Ioan capitolul 4, voi citi începând cu versetul 22. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină lui, trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela, a mine. amin. Înainte să ocup locul, întoarce-te lângă cel de lângă tine și spune-i, arăți bine azi. Și tu care ai primit complimentul... Da. Și tu care ai primit compliment, complimentul, spunei i nici cu tine nu-mi rușine. Iată-ne la finalul studiului Freedom, Libertate. Știu că a avut un impact pentru majoritatea dintre noi. Este un material care este potrivit și pentru cei care sunt mai avansați în ale Bibliei și pentru cei care sunt începători. Și vreau să vă puneți pe agenda, dacă nu v-a spus deja, la sfârșitul lui uh, ianuarie, mai exact 20-21, vineri seara și sâmbătă dimineață vom avea aici conferința Libertate. Va fi o conferință puternică, ne rugăm postim pentru lucrul acesta. Este un material bun, cum am spus, și pentru unii și pentru ceilalți. Și deja văd că începem să ne rugăm pentru 2023. Uh, mai sunt. Ce mai este un weekend, nu? Mai sunt două săptămâni. Uh, Deja ne uităm cu groază cum trece timpul și duminica viitoare, cum am auzit, celebrăm nașterea Mântuitorului, ziua lui de naștere o celebrăm și ce frumos când vrei să celebrezi ziua cuiva, cel mai frumos o celebrezi împreună cu familia, nu? Deci cel mai bine e să fim aici toți în casa lui Dumnezeu duminica viitoare la 9 sau la 11 și apoi, cum am auzit, revelionul la Rema. Și deja începem să ne pregătim să facem lista cu rezoluțiile pentru 2023, nu-i așa? Unii dintre voi trebuie să începeți, v a spus deja, mănânc mai puțin fast food. Uh, în fiecare an e asta, da. Citesc mai mult Biblia, da? Și pe la Levitic, așa, uh, prin februarie e deja frână, de mână. Uh, alții cred că uh, trebuie să citim puțin mai mult, nu? Și v a spus, citesc mai mult, nu-i așa? Unii dintre voi trebuie să citiți mai mult, toți trebuie să citim puțin mai mult. De altfel, uh, am văzut săptămâna aceasta uh, că... Uh, S-a făcut o listă cu cărțile cu care uh, îți place să te lauzi că le-ai citit, dar nu le-ai citit niciodată. Ai auzit de asta? Și printre uh, cărțile astea, de exemplu, Stăpânul ineilor al lui Tolkien, uh, frații Karamazov, al lui Dostoevski, este și Război și pace al lui Lev Tolstoi. Ai auzit cartea asta de, de obicei o avea bunica sau bunicul sau, știu eu, părinții, undeva așa, plină de praf, 1200 de pagini. Oamenilor le place să spună că au citit carte, deși în realitate doar au răsfoit-o sau au trecut cu umărul prin bibliotecă pe lângă, pe lângă ea. Dar ceea ce mă fascinează la cartea aceasta, n-am să vă spun dacă am citit-o sau nu, vă las să ghiciți, este titlul. Război și pace. Este un titlu absolut genial pe care, by the way, vă spun un mic secret, Tolstoi nu l-a inventat, ci l-a luat de la un. Uh, un uh, scriitor italian care l-a folosit într-una din operele lui. Dar titlul acesta, Război și Pace, este absolut genial pentru că descrie, dacă vreți, omenirea. Dacă ar veni un alien, un extraterestru, să mă întrebe și să spună, au, descrie omenirea în trei cuvinte. Astea sunt cele mai bune. Război și pace. De când este omul pe pământ, a fost ori război, ori pace. De altfel, citeam, maxim 60 de ani au fost pe pământ, de la de când e omul, 60 de ani în care a fost pace. În rest, tot timpul, undeva, a fost un război. Război și pace. Asta ne descrie perfect. Și asta, dacă vreți, descrie perfect omenirea. Nu? Faptul că, din Geneza, vedem lucrul acesta. De altfel, din grădina Edenului înțelegem că atât timp cât au stat în grădină acolo, oamenii trăiau în pace cu Dumnezeu. Era pace, era liniște, era frumos. Și prin neascultare a început războiul. În mod constant vă spunem de aici, totul este spiritual. În spatele oricărui lucru fizic este ceva spiritual. Lucrurile fizice, oricât de frumoase, oricât de Trainice, într-o zi vor dispărea, dar cele duhovnicești, spirituale, ale rezistă în veșnicie. Și asta este adevărat și cu războiul, și cu pacea. Vreau să spun că astăzi ești aici și ori ești în război cu Dumnezeu, ori ai pace cu El. Oricare om de pe pământ, ori este în război cu Dumnezeu, ori are pace cu Dumnezeu. De asta noi. Noi ne place să ne salutăm cu pace. Pace, nu ca o tradiție, ci ca un lucru real. Pace. Care a fost primul lucru, primul salut pe care Hristosul înviat l-a adresat ucenicilor? Ce le-a spus? Spuneți voi. Pace vouă. Hristos n-a făcut nimic așa numai că a trebuit să facă. Nu, nu, nu. Tot ce a spus Hristos a fost profetic. El a venit și a spus: "Eu vă aduc pace." lui Dumnezeu. Eu fac pace între voi și Dumnezeu. Eu vă dau pacea. Și vă dau cum nu vă dă lumea, în așa fel încât să nu vi se tulbure inima. De ce ne interesează așa de mult pacea cu Dumnezeu? Păi știți de ce? Pentru că suntem, spuneți voi că se afișează acum, ce suntem? Suntem inamici. Din fabrică, suntem toți amici, Toți Dar David spunea, am păcat, m-a născut mama mea. Azi, dragul meu, așa cum ți-am spus, ori ai pace, ori ești în război cu Creatorul Universului. Astăzi, ori ai pace cu diavolul, ori ești în război cu el. Nu există Elveția aici. Nu există om neutru. Știu că sunt mulți dintre noi, ăștia, prietenii noștri, colegii noștri, care spun, bă, eu sunt neutru, eu nici nu știu dacă cred, nici nu pot să spun că sunt atât, eu sunt așa neutru. Nu există. Ori ești cu plus, ori ești cu minus. Ori ai pace cu Dumnezeu, ori te războiești cu Dumnezeu. În grădină, după păcătuire, după neascultare, când Dumnezeu rostește blestemul asupra lui Lucifer, vă aduceți aminte ce îi spune? Spune așa, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Auzi sămânța cui? Sămânța diavolului. Deci există o sămânță a diavolului. Adică oameni care îl poartă pe diavol în viața lor. Și spune Dumnezeu așa, aceasta, sămânța femeii, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Acum, nu știu dacă știați chestia asta, dar e destul de evidentă. Multe femei au o antipatie profundă față de șerpi, nu? Este aproape un stereotip și un studiu spune că femeile de patru ori mai mult au fobie de asta, împotriva șerpilor, nu? Le place nu, să, să nu vadă șerpi. Igoane, tot, tot, tot ce are coadă și se trăște pe burta. Da? Chiar există o, o, o lucrare de asta științifică la Universitatea Carnegie Mellon, care spune că femeile se nasc cu un șablon perceptiv care este specifică pentru structura șerpilor și teoretizează omul ăsta pe care îl cheamă David Rackinson: uh, uh, teoretizează că dispoziția feminină este un produs al nevoii de a-și proteja descendenții. Da? Uh, acum, Biblia ne spune nouă, fără nicio lucrare științifică, dar asta este. Evident, din, din scriptură, că antipatia femeii, în special pentru șerpi, are o cauză spirituală, cum vă spuneam mai devreme, și este o reflectare a stării de ostilitate, de, inam, de, de dușmănie între rasa umană și între satan. Da? Um. Mi-aduc aminte când locuiam în Phoenix, în Arizona, acolo este deșert și lucram prin grădină. De fapt, nu lucram eu, lucrau niște, uh, niște frați mexicani care cu asta se ocupă acolo. Cela era în casă, era însărcinată cu, cu Naomi, a doua noastră născută. Și uh, când uh, lucrau mexicanii acolo, șeful lor mă cheamă repede. Aveam un, uh, un riverbed, se cheamă, adică din pietre, făcut așa ca, o, ca un fel de râu râ 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 acolo, prin, uh, prin grădină la mine și ridic o piatră și acolo era un șarpe cu clopoței. Ne, acum nu vă imaginați că era unul de la mare, era un pui. Dar am înțeles că ea mai răi, că șarpele adulte mușcă și pleacă, ăla mic se prinde și ești gata. Eu când l-am văzut, m-am blocat. Românul vede un șarpe cu clopoței. Mamă, Discovery Channel. Și îl mai așa auzeam cum da din aia, eu am înghețat. Am zis că mor acolo. Deja mă gândeam, mamă, ce fac? Dar în Arizona e ceva normal. Pe lângă șerpii cu clopoței sunt scorpioni și așa mai departe. El foarte simplu zice, o, oh, stai că să fac un cadou. Merge la mașină, ia o sticlă de Gatorade goală și cu băț așa, bagă șarpele acolo, îi pune capacul și spune, uite, un cadou pentru tine. Eu ce zic, mamă, ce idee extraordinară, iau sticla și mă duc la nevastă mea, era în living room pe canapea, însărcinată, cred că trebuia să nască în câteva zile, Bad idea, nu faceți lucrul ăsta, da? Din prima vă spun. Și m-am dus acolo și ea, nu știu, era preocupată cu ceva pe acolo și când a ridicat privirea, șarpele în sticla transparentă în fața ei. Face, uaa! S-a speriat așa de tare și mi-a tras o privire. E singura dată în 23 de ani de când suntem căsătoriți când mi-a fost frică pentru viața mea. Nu din cauza șarpele, nu. În cauză cum s-a uitat nevasta la mine. Și acum înțeleg că era Vrăjmășie asta era, era antipatia asta genetică pe care femeia o, ia, o are din grădină, descendenta Evei, față de șarpe. Mai ales pe șarpele care îi pune în pericol copilul. Este ceva genetic, moștenit de la mama ei. Foarte interesant. Cuvântul vrăjmășie, în traducerea vulgata, care este traducere uh, latină, este cuvântul inimicus, de aici vine inamic. Și spune clar scriptura că nu poți fi prieten și cu șarpele și cu Dumnezeu. Nu se poate. N-are cum. Ori ești prieten cu Dumnezeu, ori ești prieten cu șarpele. Iacov, fratele de corp Domnului, în capitolul 4 spune așa: Prietenia cu lumea înseamnă vrăjmășie cu Dumnezeu. Da? Obicerile păcătoase ale acestei lumi sunt în opoziție directă cu neprihănirea lui Dumnezeu. Și atunci când dezvoltăm o prietenie cu lumea, când ne bucurăm de căile ei păcătoase, în esență îi declarăm război lui Dumnezeu. De asta vă spun eu, prea de ani de zile, că nu poți fi și cu clubul și cu biserica, și cu alcoolul și cu rugăciunea, și cu închinarea și cu țigara. Nu se poate. Este o diferență clară între ele. Ești ori prieten cu Dumnezeu, ori ești vrăjmaș cu El. Astea sunt lucruri inamice. Tot Iacov spunea, de aceea oricine alege să fie prieten cu lumea, devine automat dușmanul lui Dumnezeu. Și același avertisment îl dă Pavel în Romanii, capitolul 8, care spune așa, mintea guvernată de trup, de fire, este o stilă lui Dumnezeu. Ați auzit? Nu există prietenie între ele. Nu poți să o scalți, să spui că merge și așa, Merge și altfel. O vestea bună este că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ pentru a-l împăca pe omul păcătos, îl las eu, cu Dumnezeul suveran. Și aceasta a fost vestea cea bună pe care îngerii au dat-o păstorilor. Slavă lui Dumnezeu în cerurile prea înalte și pace pe pământ, dar nu oricum între oamenii plăcuți lui. Ați auzit? Pace pe pământ nu vine așa ca o garanție, așa cum vine soarele sau ploaia care udă și pe cei păcătoși și pe cei neprihăniți. Nu, nu. Pacea care vine din cer vine între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, între cei care au pace cu Dumnezeu. Isus este numit în Isaia, în Vechiul Testament, ca Prințul Păcii. El este regele păcii, el este garantorul păcii. Isus este cel care a făcut puntea între samaritean și între evreu. Tom, am citit ce îi spunea unei samariteni ce Hristos. Spre surprinderea ucenicilor. Și a făcut de asemenea o punte între evreu și neamuri, îndeplinindu-și astfel scopul de a face pace. Pace cu Dumnezeu și pace între oamenii plăcuți lui. Găsim în Efeseni cuvintele lui Pavel, care spune că a creat o făptură nouă în umanitate dintre cele două, făcând astfel pace într-un singur trup ca să îi împace pe amândoi cu Dumnezeu prin cruce prin care a ucis ostilitatea lor. Binecuvântat să fie Domnul! Toate astea se întâmplă în, în Hristos. El este Cel care a zdrobit capul șarpelui. Mamă, ce mult îmi place imaginea asta, că am văzut cu ochii mei un șarpe cu clopoței. El a venit și i-a zdrobit capul. La cruce. Binecuvântat să fie numele său. Dar cum se poate lucrul ăsta? Este o singură modalitate. Și anume sângele. Este singura modalitate de ispășire. Sângele. De ce sânge? În Evrei găsim răspunsul. Acolo spune așa. Și după lege. Aproape totul este curățit cu sânge. Notați cuvântul ăla aproape. Aproape totul este curățit cu sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însuși lucrurile cerești să fie curățite cu jerfe mai bune decât acestea. După păcătuire în Eden, Dumnezeu jerfește un animal ca să le dea oamenilor ceva să se îmbrace. Ea s-au îmbrăcat cu haine de piele. Primul, primul, da? Că frunzele se usucă, nu sunt șorți prea bun. Dumnezeu a trebuit să jerfească un animal ca să îi îmbrace pe ăștia. Ce a făcut Dumnezeu? A vărsat sânge. De atunci, evreii păstrează același obicei. Atenție! În Vechiul Testament, păcatele erau iertate numai dacă anumite animale erau sacrificate. Și Dumnezeu considera aceste jerfe ca acte de închinare. Ok? Sângele animalelor, după ce erau sacrificate, era turnat pe, pe colțurile altarului, care era la intrarea în cort sau mai târziu în templu. Jerfa era mai apoi luată în Sfânta Sfintelor, locul sfânt unde era chivotul legământului, care păstra tablele legii. Sângele era pus pe scaunul îndurării, ăla era capacul chivotului. Și atunci când jerfa era potrivită, atenție mare și corectă, prezența lui Dumnezeu venea în acel loc. Numai atunci când lucrurile erau corecte. Acum, aduceți-vă aminte: Sfânta Sfintelor era despărțită de Templu printr-o cortină sau o perdea mai, mai groasă. Era un simbol al faptului că nimeni nu are voie să intre în prezența Dumnezeului Preasfânt decât o singură dată, un singur om, Marele Preot, cu sângele jerfei potrivite. Când Hristos și-a dat Duhul pe cruce. Biblia spune că această perdea, această uh, cortină, s-a rupt de sus în jos, ca simbol al faptului că Dumnezeu, numai El, a făcut această despărțitură. De sus în jos. El este cel care a dat separarea la o parte și de astăzi sau de atunci, din momentul ăla, omul are acces la Dumnezeu. După numai câteva săptămâni, la Rusalii, Dumnezeu a trecut în Sfânta Sfintelor și a intrat în Inima Omului. Care dintre voi este bucuros pentru lucrul acesta? Binecuvântat să fie numele Domnului. El este cel care creează pacea. fiți atenți, în Vechiul Testament era o pace temporară. Până la primul păcat. Până la prima abatere. În Noul Testament, ea este veșnică. Ea nu mai poate fi ruptă. Ea nu mai trebuie repetată. Este una singură făcută, o singură dată, fiindcă ea este superioară. Pentru noi, cei din nou legământ, nu s-a jerfit un animal, oricât de perfect ar fi fost, ci s-a jerfit mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, o singură dată pentru toți cei care cred, binecuvântat să fie numele Său. Și conform apostolului în evrei, el spune așa, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai dârsevârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat o dată pentru totdeauna, dar nu se repetă asta, în locul preasfânt, tocmai ceea ce v-am descris, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Binecuvântat să fie numele său. Vedeți, Toma a descris jerfa care a fost adusă. Ce fel de răscumpărare? O răscumpărare veșnică. Nu mai trebuie jerfit niciun animal, nu mai trebuie căutat nicio vacă roșie, nu mai trebuie sacrificat nici măcar un om. A, am o veste pentru tine, nici măcar nu, tu nu trebuie să te mai sacrifici. S-a jerfit el. Binecuvântat să fie numele său. Ce bine e lui, ce minunat este asta. El s-a jerfit. Și zice așa în continuare, în evrei, căci dacă sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei intinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult, sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine ca jerfă, fără pată, lui Dumnezeu vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Binecuvântat să fie Domnul! Ce au făcut candidații la botez duminica cealaltă? Cei care s-au botezat, ce au mărturisit aici? un cuget curat. Asta a venit să facă Hristos. Prin sângele lui, el ne-a spălat cugetul. Ne-a curățit cugetul și în felul acesta avem un cuget curat. Cine l-a curățit? Iisus. Sângele lui Iisus l-a învins pe Satan, pe acuzator. Și în Apocalipsa găsim finalul. Apropo de război și pace, 1200 de pagini, ce fain e să nu mai trebuia să citești tot ăla, să mergi la sfârșit să vezi ce s-a întâmplat în carte. Ați făcut vreo unul de asta? Nu ridicați mâna, nu. Mărturisirea mea e mai încolo, înainte de cină. În Apocalipsa găsim sfârșitul. Știm exact cum se termină. Îmi place foarte mult acolo. Și acolo scrie așa, în versetul, în capitolul 12. Și am auzit un, în cer un glas tare care zicea Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Său. Pentru că părâșul, acuzatorul, fraților noștri, care zi și noapte îi înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ai auzit de ce te mai împiedici din când în când? Pentru că ai un acuzator în cer care în mod constant, permanent, 24 din 24 stă acolo să te acuze pe tine. Da? Și auziți ce s-a întâmplat? Zice așa, ei l-au biruit... Pe cine? Pe acuzator? Pe diavol. Prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și a obiit viața chiar până la moarte. Ați auzit ce spune? Spune că noi l-am biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Binecuvântat să fie Domnul. L-am biruit, așa spune aici, așa spune aici. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Aoleu, înseamnă că locuim în cer. Și spune, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogărât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Diavolul mai are puțină vreme. Acuși se va auzi trâmbița. Și am vorbit atâta despre închinare și închinători, și am făcut, am început uh, vorbind despre sânge și despre dușmânie, pentru ca să înțelegem că Dumnezeu vrea ca noi să fim închinători adevărați. N-ai cum să fii închinător adevărat dacă ești vrăjmașul lui Dumnezeu. Nu poți să fii primit. Noi suntem cei care ne închinăm Dumnezeului adevărat pentru că noi credem în Fiul lui care a fost trimis de el noi credem că Isus cu adevărat a plătit pentru păcatele noastre. Noi suntem cei care ne închinăm Dumnezeul adevărat. Însă, Biblia spune și cred că spune foarte bine că sunt patru nivele ale închinării. În Ezechiel 47 găsim pasajul acesta care spune așa, când a înaintat omul acela spre răsărit, cu o măsură în mână, închipuiți-vă o riglă, da? A măsurat o mie de coți și m-a trecut prin apă. Apa venea până la glezne. Am mai măsurat iarăși o mie de coți și m-a pus să trec prin apă, și apa îmi venea până la genunchi. Am mai măsurat o mie de coți da? și apa îmi venea până la șolduri. Și apoi am mai măsurat o mie de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot într-un râu care nu se putea trece. Nu. Credem că sunt patru nivele ale închinării. Primul este nivelul gleznei. Nivelul gleznei. Aici simți temperatura apei. Dacă ești acolo, simți temperatura apei, te uiți cu interes la adânc, însă poți să ieși când vrei. Să te întorci pe uscat. Da? Pentru că ești până la gleznă. Poți să te întorci oricând la, locul, la lucrurile de, pe care le-ai făcut odată. Sfatul nostru este, continuă să mergi. Continuă să mergi. Nu te opri acolo. Apoi adâncimea genunchiului. Aici simți temperatura apei, dar și curentul deja începi să-l simți. E cam puternic. Însă tot ai control. Te poți întoarce oricând la lucrurile pe care le-ai făcut. Încă muzica aia vechi, așa lumească, te mai atrage. Am vrut să spun manele. Încă lucrurile vechi ce te țineau legat mai pot fi apucate și readuse în viața ta. Ești numai până la... Genunchi. Sfatul este la fel, mergi, mergi mai încolo până la adânc. Mai vii din când în când la biserică și când nu vii te justifici că n-ai avut timp. Da, spun asta pentru că nu ești un chinător adevărat, dar prefer să te minți singur că ești. Ei decizii contrare scripturii pe care le justifici ulterior cu raționamentul că mă, sunt în apă, dar până la, până, la, până la genunchi. Sfatul nostru este mergi mai încolo spre adânc. A treia. Este adâncimea breului. Aici este aproape de adevăr. Simți temperatura apei, a, corpul tău începe să se acomodeze cu temperatura apei, curentul e clar, palpabil, te trage, dar ești jumătate în apă. Oricând ai putea să faci pași, să te întorci înapoi, încă mai controlezi ceva aspecte ale vieții tale. Încă mai sunt niște colțuri pe care le, încă le ții. A, în controlul tău, cum ar fi dărnicia la biserică, da? că doar îți dai din timpul tău, nu mai trebuie să dai și banii, nu mai este necesar. Domnul știe și înțelege. Poți și rugăciune. Păi, el oricum știe ce am eu nevoie, nevoile mele sau ale celorlalți. Ce sens mai are să mai insist, nu? Uh, sunt creștin, dar uh, nu are sens să mai împărtășesc cu ceilalți vestea cea bună, că nu vreau să-mi stric relațiile. Cine știe ce vor gândi despre mine, da? Ești până la brâu. Ești, până la Ești înăuntru, dar nu de tot. Mai lipsește ceva și anume faptul că tu ai încă controlul să ieși afară. Mai ai niște relații pe care încă nu le-ai predat, alea sunt toxice. Alea te trag înapoi. Niște rilsuri păcătoase la care trebuie să renunți. Unii dintre voi trebuie să scoateți Insta. Da? Măcar pentru o perioadă. post de Insta, pentru că rilsurile alea nu vă fac bine absolut deloc. Începe să vă uitați pe ele, pum, au trecut 30 de minute, nici nu știi când. Da? Încă sunteți până la șolduri. Da? Încă trebuie să ștergeți anumite lucruri care vă trag în jos. Și a patra este mijlocul râului. Da? În mijlocul râului sunt una cu apa. Deja am aceeași temperatură. Curentul mă trage și mă duce unde vrea el, nu mai simt nisipul în picioare. Într-un cuvânt, nu mai am eu controlul. Vă spuneam aici ce spunea Toby Mac, Jesus, take the wheel. Nu mai am eu controlul. Eu sunt în dreapta, Iisus este cel care conduce. Așa trebuie să fim. Atunci ești și faci ceea ce ai fost destinat să faci. Un închinător adevărat. Unul care nu mai are el controlul, ci a dat tot controlul lui Dumnezeu. Ăștia sunt adevărați închinători care se închină în duh și în adevăr. În duh și în adevăr. Cum putem deveni acești închinători adevărați? Păi... Când am înțeles și credem că Isus este Dumnezeu adevărat. Atunci, numai atunci. Și este un verset foarte important în 1 Corinteni 5 cu 21. Dacă nu-l știi pe de rost, te rog să-ți faci o rezoluție nouă la an ca să înveți. El ia acasă, Biblia, deschis la 1 Corinteni, capitolul 5 cu 21 și cu o cariocă dai așa, nu-i niciun păcat, îți garantez, răspunde eu înaintea Tatălui, niciun păcat nu -i. Notează-ți pe Biblia acolo, da? Ăsta este un verset foarte important pentru noi și pentru tine ca să-l înțelegi. Acolo Pavel zice așa, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Ba, dacă ai înțelege ce mare verset versetul ăsta. Pe cine l-a făcut el păcat? Pe cel care n-a cunoscut niciun păcat. O fi atent. Dumnezeu l-a făcut pe Hristos păcat. Cum adică, Dumnezeu i-a imputat lui toate păcatele a tuturor oamenilor ce vor crede în el. A imputat lui toate păcatele. Pe cruce, Hristos era mielul fără pată, fără niciun păcat. Dumnezeu pe cruce. Toate păcatele noastre au fost puse pe spatele lui, au fost lui imputate, da? Tatăl l-a tratat atunci ca și cum Isus a trăit viața mea. Ca și cum Isus a făcut toate păcatele mele și l-a pedepsit acolo pe cruce pentru păcatul meu. L-a pedepsit acolo pe cruce pentru păcatul tău. Ce se întâmplă dacă crezi această doctrină? Ce obții? Obții o iertare completă. O viață acoperită de sângele lui Isus. Ce se întâmplă? Când Dumnezeu se uită la cruce mă vede pe mine. Și când Dumnezeu se uită la mine, îl vede pe Hristos. oh, aleluia, trebuia să fi mai, mai, un pic mai bucuros când ai auzit lucrul ăsta. <laughs> Mult mai bucuros când ai auzit chestia asta. Auzi, când Dumnezeu se uită la tine acum, n-are o lupă să vadă, mamă, stai să vedem ce a făcut Cristi ieri. Oh, a citit numai 5 versete, n-a citit 10. Pam, pam, îl pedepsim. Nu va reuși la examen. Îl, îl, dăm peste el. Nu, 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 nu. De fiecare dată când Dumnezeu se uită la mine, se uită la tine, cel care crezi în el, îl vede pe Hristos. Vede viața lui pură. Vede neprihănirea lui. Și de fiecare dată când se uită la cruce, mă vede pe mine răstignit. Asta e un lucru uluitor. Asta este balamaua în care stă tot protestantismul evanghelicii, ceea ce credem noi, că Isus a plătit odată pentru totdeauna, pentru păcatele omenirii, tuturor celor care vă crede în El, binecuvântat să fie numele Său. De asta, închinători adevărați, știu că nu mai este nevoie de un alt sfânt care să mijlocească, pentru că este unul singur care a plătit, omul Isus Hristos. Unul singur, nu sunt doi, nu sunt trei, nu este unul jumate. Nici mama lui, nici frații lui de corp, nimeni. El singur a plătit Dumnezeu când se uită la mine, îl vede pe Hristos. De asta le spuneam candidaților. Când Hristos a ieșit din apa botezului din Iordan, s-a auzit o voce care a spus, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. E bine, nu exagerez cu nimic dacă spun că atunci când Tatăl din Cer se uită la cei care cred în Isus, spune același lucru. Acesta este fiul meu, acesta este fica mea, acesta este copilul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Doamne, cum? Că sunt netrebnic. Da, când mă uit la tine, îl văd pe Hristos. A, fost, a, avut loc acel transfer despre care tot ne batem noi gura ca să credeți că este biblic, că este teologia lui Pavel, lui Petru și tuturor apostolilor și a sfinților. Ei n-au vrut să fie puși undeva, să ne uităm la ei și să ne facem mătănii ce au scris lucrurile acestea, să credem în singurul care a plătit pentru păcatele noastre. Binecuvântat să fie numele Său. Da? măreția lui și înțelegerea acestui adevăr mă îndeamnă pe mine să mă închin. Când am înțeles ce lucru colosal a făcut Hristos pentru mine, închipuieți că El n-a spus niciodată o minciună și toate minciunile voastre și ale mele au fost puse în cărca Lui. Închipuiți-vă că El niciodată n-a avut un gând rău Niciodată n-a gelozit pe nimeni și toată gelozia omenirii a fost pusă pe spatele lui. N-a ucis niciodată pe nimeni și a fost tratat ca un ucigaș. Vă puteți imagina ce a făcut Hristos pentru noi? Este absolut colesal. Puterea lui mă face să mă înfior, dar dragostea lui sacrificială mă face să mă proșten până la pământ. Și să înțeleg că lui și numai lui îi se cuvine toată închinarea și toată gloria. Închinarea adevărată, prea iubiților, pornește din dragostea lui Dumnezeu relevată în Isus Hristos. Astăzi vreau să te întreb unde ești tu astăzi? Ca închinătoriști până la gleznă? Până la genunchi? Până la brâu? Sau ai experimentat puterea râului? Ai experimentat puterea Duhului Sfânt care te duce complet? Astăzi vreau să împărtășesc cu voi, înainte să ne apropiem de cină, o taină. Oamenii ce nu cred adevărul pe care tocmai le-am spus, încearcă să facă și ceva fapte bune ca să-l înduplece cumva pe Dumnezeu. Și n-au înțeles că la jertfa lui nu poți adăuga absolut nimic pentru că o murdărești. Biblia spune, toate faptele voastre bune sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. Toate faptele voastre bune Dumnezeu deja le-a pregătit ca voi să călcați în ele. Ele au fost deja pregătite. Tot lui Dumnezeu îi se datorează lucrul acesta. Oamenii care nu cred lucrul acesta se duc și se mai închină și încearcă să găsească pe cineva să ajungă până la împărat, până la Dumnezeu. Adaugă ceva la unicitatea, la singularitatea jertfei lui Hristos. V-am spus că vă spun ceva tainic și măreți. Fiți atenți. Zice așa acolo apostolul. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Aproape totul, da? Aproape totul. Nu tot, și fără vărsare de sânge nu este iertare. Acum pregătiți-vă. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri hmm, au trebuit curățite în felul acesta, what? trebuia ca însuși lucrurile cerești să fie curățite cu gerfe mai bune decât acestea. Nu, no, stop. Cum adică lucrurile cerești să fie curățite? Nu face sens. Eu am crezut că lucrurile din cer sunt curățite deja. Care lucruri cerești mai trebuie curățite? Trebuie curățite îngerii? Nu. No. Sunt ceva lucruri în cer care trebuie curățite? Nu, ale toate spirituale. Despre ce lucruri cerești vorbește aici Apostolul în, în, în epistola asta din evrei, de la Evrei care e așa de grea? E bine, eu cred că lucrurile cerești suntem noi. A fiți atenți ce spune acolo. Lucrurile cerești, cuvântul este eporanios, care înseamnă că există în cer sau sunt lucruri care se petrec în cer. Noi suntem lucrurile cerești. Pavel spune așa, că noi locuim deja cu Hristos în lucrurile cerești sau că aparținem deja lucrurilor cerești, suntem creați de Isus pentru cer. Și Dumnezeu când se uită pe pământ la noi, noi toți avem o stea în frunte. Astea sunt lucrurile cerești. Fii atent. Asta, asta, asta are lumina. Asta e ideea lui Dumnezeu. Ce spune Biblia? Am fost făcuți. Cum? Din El, prin El și pentru cine? Pentru El. Suntem lucrurile cerești. Lucrurile cerești care au trebuit să fie curățite. Cum? Cu sânge de vită? De animal? Nu, nu, nu. Curățiți odată pentru totdeauna de Domnul Hristos. Și când Dumnezeu se uită la noi, toți, suntem lucrurile cerești din cer, lucrurile lui Dumnezeu. Așa că astăzi, înainte de masa sfântă, vreau să te invit să te ridici înaintea lui Dumnezeu. Și să înțelegi că ai fost curățit cu o jertfă superioară. Că nu mai trebuiești curățit în fiecare săptămână și în fiecare zi, ai fost curățit o dată pentru totdeauna prin Domnul Isus Hristos. Binecuvântat să fie numele Său. Ne apropiem de cine slujitorii să vină în față. Și este momentul când te cercetezi înaintea lui Dumnezeu și te întrebi oare unde sunt eu în tot angrenajul ăsta? Ce fel de închinător sunt eu? În continuare simt că am nevoie de intermediar, cineva să pună o vorbă pentru mine sau am înțeles și am crezut că Isus este garantorul. Isus este jertfa perfectă. A fost jertfit odată pentru totdeauna, nimeni niciodată nu mai poate jirfi ce a el. Suntem partea unui legământ veșnic. Ăsta nu are loc duminica când suntem la biserică și de luni începem să intrăm în celălalt. Nu, 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 nu merge așa. Nu merge așa. Astăzi suntem prieteni sau dușmanii lui Dumnezeu. Toți cei care îl mărturisesc pe Iisus ca Domn și Mântuitor au fost curățiți în cugetul lor de sângele lui Iisus de cuvântul acesta al adevărului, au pace cu Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. Așa că în momentele următoare ne apropiem de masa sfântă. Știați că ce facem noi la cină, la împărtășanie, este doar un preambul la nunta mielului. Este cineva de aici care vrea să ajungă acolo, la nunta mielului. Ah, la, aleluia! Nu știu, nu știu care de aici, poate ești la începutul vieții, la mijloc sau pe la sfârșit. Dar dacă n-ai dorința asta arzătoare să fii la nunta mielului, ceva ai problemă? Ceva, -i. ești până la genunchi, ești până la gleznă, ca să fii în râu trebuie să-ți dorești să ajungi acolo și să înțelegi că acolo este valoarea, acolo este fericirea adevărată, nu aici pe pământ. Aici suntem doar lucrurile lui Dumnezeu curățite și așteptăm cu un suspin sfânt, cu o așteptare, cu o emoție deosebită să ajungem acolo la masa sfântă. Haideți să închidem ochii, să plecăm capul pentru rugăciune. Doamne, îți mulțumim că ne-ai făcut închinători adevărați. Numai prin jertfa fiului tău avem acces în locul sfânt. Doamne, niciun om nu s-a jerfit pentru noi, nimănui nu i s-a imputat păcatele și mizerile noastre decât mielul lui Sfânt Hristos Domnul. Doamne, Tu nu mai ești într-o iesle, nu mai ești în brațele Mariei, nu mai ești nici măcar în mormânt, ci ai înviat a treia zi după Scripturi și ești la dreapta Tatălui. Și astăzi ai închis gura diavolului care ne prăște non-stop și ai spus aceștia sunt răscumpărații mei ființele cerești care trăiesc pe pământ, Doamne, îți mulțumim că putem participa la masa Ta. Și te rugăm să dai pâinii, să dai valoarea trupului Tău și rodului viței, valoarea sângelui noi, gământului cel nou care se varsă pentru păcatele celor mulți. Dintre cei mulți suntem și noi. Îți mulțumim că ești Domnul nostru, îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru. Doamne, astăzi ne închinăm înaintea singurului Dumnezeu viu și adevărat. Și îți mulțumim pentru Isus Domnul. Tată, în numele Lui, lui ne-a rugat, prin Duhul Sfânt care este martor aici. Și biserica spune, amin. amin.